să cred că niciunul din planurile mele nu a funcționat. L-aș fi învins de mult pe amărâtul ăla de frate meu, Jerry, dacă nu-mi stăteau tot timpul în cale fetele alea, spioanele. Așa arată sediul unui supereu? Așa arată! Și marea! Și marea mea echipă s-a redus doar la doi! Doi! Ce pot eu să fac doar cu doi? Ah! Stai, șefu, am o idee tare care să-ți rezolve toate problemele! Serios? Ia spune! Ar trebui să organizăm o petrecere! Nimic nu ridică moralul mai bine decât dansul! Hai, 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 hai! Oh, mai bine aș renunța. Calm, Terence. Totul e sub control. Ultimul meu accesoriu le va neutraliza garantat pe fetele alea, odată pentru totdeauna. Uite aici. Și atunci vom fi în sfârșit gata să le eliminăm pe Jerry și agenția. Oh, sună delicios de rău, Helga. Delicios de rău. Super Nespioanele. Nimic nu face o fată mai fericită decât mersul la cumpărături. Și nimic nu face o fată total fericită decât multe cumpărături. Ce zi! Am recoltat fabuloasa modă de toamnă. Adică, alo? Nu e perfect pentru prima zi de toamnă? Super! O să fixez tendința pentru tot sezonul. Așa, copiați-mă, fraierelor! Repede, fă o poză! Ce faci, mândico? Eu te vezi de necombătut că eu am cumpărat prima bluză, iar tu doar copiezi. Bună încercare, Clover, dar nu vei fi niciodată la fel de chic cum moi. Se pare că o să returnez bluza asta rapid. Privește partea bună. Măcar tu și Mandy nu o să apăreți la școală în aceleași haine. E ciudat. Știu fiecare bucătică din mall și nu am mai văzut asta până acum. Asta înseamnă un singur lucru. O nouă șansă pentru cumpărături. Bine ați venit. E evident că știți să apreciați lucrurile de calitate. Îmi par cunoscută. Ne știm de undeva? Poate de undeva din Paris. Sau dintr-un salon din Milano. Cine știe? Poate. Gata cu vorba. Pot să-mi dau seama că aveți un ochi format pentru modă. Și că ați dori să aveți accesoriul cel mai la modă pentru toamnă. Wow! Se pricepe! Poate că vreți să le purtați deja. O să aveți un avantaj față de celelalte. O prezentare prematură? Nu prea cred. Prima zi de toamnă e de-abia mâine și, după cum știm toți, în afară de mândica, răbdarea în modă e o virtute. Da, o virtute. Păi, bucurați-vă de ele. Am un sentiment că o să vă schimbe viețile. Mi se pare mie sau câteodată e mai greu la cumpărături decât în misiuni. Apropo de misiuni, cred că suntem pe cale să... Data viitoare l-o pescăm! Voi nu obosiți niciodată să faceți cumpărături? Obosite de cumpărături? Fii serios, Jerry, e una din marile plăceri ale vieții. Ar trebui să-mi cer și tu. Poate tu. Că da, dar acum sunt mult mai îngrijorat de OSN-ul care a fost zărit pe coasta Los Angelesului. OSN? Un obiect scufundat neidentificat și are aceeași formă și mărime cu submarinul fratelui meu, Terence. Poate că nu e nimic. Bun, atunci putem să-l verificăm mai târziu. Acum avem niște haine de probat, da? Dar, cum nu am mai auzit de mult de el, aș vrea să-l verificați cât se poate de repede. Superstioanele nu primesc niciodată liber? Nu când răul lucrează peste program. Și acum ustensilele pentru misiune. O, Gladys! Pentru această misiune primiți ochelari cu senzor de mișcare și căldură, primerul cu plasă și ultima creație, feria de părcuțe.
Vreți să vedeți cum funcționează? E foarte inovativă! Nu te agita, Jerry! Ne dăm noi seama! Se pare că moda mai are de așteptat! Câteodată să fii spion poate fi foarte enervant! Clar! Suntem tot timpul prea ocupate ca să facem ce ne place! Nici nu e de mirare că mă îndicai a toate hainele tale înaintea noastră! Știu că e aiurea, dar cea mai rapidă cale spre viețile noastre obișnuite e să rezolvăm misiunea! Ups! Se pare că am găsit submarinul! Hai să terminăm treaba! Ăsta e submarinul lor, e clar! Aș recunoaște rugina aia oriunde! Bun, treaba e deschisă. Nu e cam ciudat? Da, hai să facem o mică recunoaștere cu ochelarii detector de căldură. Se pare că o să avem de-a face cu comitetul lor de primire. O să-mi strige cizmele. Orice ar fi, e aici. La trei. 1, 2, 3. Stai pe loc! Și acum să vedem ce-am prins. În afară de crabi, submarinul ăsta este pustiu. Unde crezi că e, Terency? Poate o să găsim niște răspunsuri aici. Ia uite, e un jurnal al capitanului. Bună treabă, Sammy! Spune că Terence s-a săturat de crime. A desființat echipa și s-a întors în Anglia să aibă grijă de câini. Ce? Bonus! Se pare că treaba noastră s-a încheiat. Nu vi se pare cam ciudat că Terence s-a hotărât dintr-o dată să se lase de rele? Nu neapărat! Adică nu e ca și cum ar fi fost un răufăcător priceput. Da, și dacă se face rău din nou, o să fim prezente să-l înhățăm. Și acum să-l sunăm pe Jerry. Bună, fetelor, cum merge treaba? Super! La modul că nu mai trebuie să ne facem probleme cu el. Deci, sigure? Potrivit jurnalului său, fratele tău s-a întors acasă să aibă grijă de câini. Creșterea câinilor e un dar al lui. Băi, să sperăm că e adevărat, fetelor. Mi-ar plăcea să fi terminat cu ei odată pentru totdeauna. Și nouă, Jerry! Între timp o să trimit câțiva agenți în Anglia să-l verifice. Super! Până la urmă avem timp și de cumpărături! Nu pot să cred că cei mai buni agenți ai lor au înghițit chestia aia cu jurnalul. Poate că mi se schimbă și mie norocul. Grozav! Deci putem organiza petrecerea aceea, nu? Hainele astea cer complimente. Oh, este foarte cald aici? Nu, sunt doar eu. Pe o scară de la 1 la 10, pălăria asta este wow! Sunt gata pentru prim plan. Fetelor, cred că ne-am câștigat locul în cartea de istorie a modei. Acum e momentul să concluzionăm cu noile noastre brățări. Dintr-o dată nu mă simt așa de bine. Trebuie să mă așez. Da, și eu sunt cam amețită. Poate că e de la atât aprobat de haine. Ar fi trebuit să o luăm mai ușor. Buticul britanic. Poate că ar fi trebuit să învăț de la fete și să fac niște cumpărături. În fond, e una din marile plăceri ale vieții. Oh, paltoane, umbrele, pălării! Asta e ceea ce numesc eu un magazin. Mă face să mă simt ca acasă. Înțeleg ce spui, frate.
Terence, credeam că am terminat cu tine. Stai liniștit, frate. Curând ne vom despărți pentru totdeauna. Simte puterea noastră! Din păcate, nici una nu e mărimea mea. Iată ultima modă pentru bărbatul care va pierde tot. Trebuie să-ți spun, Terence, ăștia nu pot fi cei mai buni oamenii tăi. Ba da, deocamdată. Dar lasă-i pe ei, asta e între noi doi. În cazul ăsta, cred că e timpul să-ți dau o altă lecție. Nu-mi e teamă, vino și ia-mă. Întotdeauna a fost numai gura de tine. Ultimele cuvinte, frate drag. În ultimele cuvinte, frate drag. Da, am câștigat. Mă doare capul. Cât e ceasul? E timpul să mai dormim. Mă simt epuizată. Și eu mă simt super dezorientată. Plus că am un sentiment ciudat că uit ceva. Știu ce vrei să zici. Cum ar fi? De ce dormim pe podea? Probabil că am leșinat după prezentarea noastră. Ar fi bine să ne grăbim sau întârziem la școală. Se pare că ce faceți nu e foarte profitabil. Și ce mi-ai pregătit de data asta? Nu vreau să stric suspansul. Aș prefera să afli tu singur. O să te ducem în mijlocul oceanului, în submarinul ăsta vechi și crăpat. Și o să te lăsăm acolo. Da. Dar încă nu știi partea cea mai bună a planului. Să mergi în să umple încet cu apă și atunci adio. Și faptul că îmi spuneți toate astea e planul suprem? Asta va fi surpriza, dar una la care tu n-ai cum să mai asiști. Oricare ar fi, planul vostru va ieșua, că de obicei Sam, Clover și Alex vor salva situația. Mă tem că nu și de data asta. Uite, uite, Helga le-a dat niște brățări speciale care raștesc memoria de spioane. Prostule, nu trebuia să-i spui. Bine, frate, acum știi planul nostru, dar nu poți face nimic să-l oprești. Aș spune că mi-a făcut plăcere să te cunosc, dar aș minți. Wow, arătați bine! Super tare! Sunteți reginele modei! Ce pot să zic? Vrem să fim plăcute! Hei, Mandica! M-au sunat aia de anul trecut! Vor hainele tale înapoi! Suntem stăpânele școlii! Ai vreo îndoială? Cred că putem spune că debutul nostru în sezonul de toamnă a fost un succes. Cine mai vrea să facă un maraton de cumpărături la mall la sfârșit de săptămână? Sună super! Din păcate trebuie să muncesc. Serios? Unde? Știți, pentru o secundă am crezut că am o slujbă. E foarte bizar. Hei, de ce nu facem în loc de cumpărături ceva palpitant, cum ar fi parașutist sau sărituri cu coarda? Ești nebună? Nu am face niciodată așa ceva, mai ales cu niște pantofi așa scump ca aceștia. Exact, ar trebui să mergem la un film ca de obicei. Și nu știu de ce aș vrea să văd un film cu spioni. Ce ciudat, nu am mai auzit soneria asta până acum. Cred că vine din geanta ta. Nu am mai văzut asta, probabil a venit odată cu geanta. Pare a fi un fel de cutie computerizată. Oh, poate-ți spune dacă ai pus prea mult machiaj. Fetelor, ce bine că sunteți pe recepție, am fost capturat. Cine ești? Și cum te mi-ai intrat în geantă? Oh,
Planul Helgei de a șterge memoria a funcționat. Fetelor, trebuie să mă ascultați. Voi sunteți super spioane. Ah, știu că pare greu de crezut, dar e adevărat. Sunteți agente secrete și lucrați pentru OMPO, Organizația Mondială pentru Protecția Oamenilor. Eu sunt șeful vostru și am nevoie de voi. Ha? Gata, ciudate, niometrul a trecut de limită. Nu-mi pasă ce se întâmplă cu tipul ăsta, e prea de tot. Deci, știți că nu-mi face bine la piele să mă sperii. Deci, nu avem decât un singur lucru de făcut. Ai dreptate. E timpul pentru restaurantul de sushi. O pedicură, un tratament facial și niște sushi o să ne calmeze total. Fetelor, vă rog, am nevoie de voi! Fetelor! Auziți? Urăsc să recunosc, dar nu prea mă calmează. Sunt încă total speriată de telefonul ăla ciudat. Și nu pot să mi-l scot pe omul acela din minte. Vă vine să credeți ce a zis? Imaginați-vă! Noi spioane? Să fii spion e o pierdere totală de timp. Din fericire, tipul din hologramă nu știa ce vorbea. Prea bine. Ah, mă știu, Asabi cu nămol. Poate că asta o să ne ajute să ne relaxăm. Petrecerea s-a terminat, fetelor! Noi suntem cei mai tari! Cum? Mi-a fost respinsă cartea de credit? Înapoi? Dar știu cum să le folosesc! Oh, m-ați prins acum! Doar glumeam! Asta e partea cea mai bună! Nu o să fie nicio problemă! Junge! M-am chinuit mult să-mi fac unghiile! Asta e tot ce poți! Oh, nu! Era un crevete! Cum ai putut să-mi faci asta? Sunt alergică la creveți! Ultima dorință! Da, lăsați-mă în pace! Nu prea cred! Asta cred că e o nouă mișcare de dans! Ce patetic! E greu să găsești ajutoare de nădejde. Oricum, o să fie o plăcere să vă elimin singur. Dacă ăsta e un jaf, îți dăm portofelele. Nu vreau banii voștri. Vreau să mă răzbun pe voi. Înțelegi? Lasă-ne să plecăm și jur că nu o să ne mai vezi. Da, ne schimbăm și numele dacă vrei. Într-un fel e cam nepalpitant. Nici măcar nu e o luptă. Nu mă fă să te rănesc. Ce patetic. Ce o să faci? O să mă piepteni până mă predau? Cum ai făcut asta? Habar nu am. O să plătiți pentru asta. Orice ar fi fost, a funcționat. Acum să plecăm de aici până nu începe runda a doua. Bun, ce se întâmplă aici? Mai întâi ne trezim pe podea, apoi un tip în vârstă ne sună pe un telefon 3D și spune că suntem spioane. Și acum suntem atacate în timpul prânzului. Parcă s-a răsturnat lumea cu sus în jos. Stați așa, nu a spus chelnerița aia cu mustață ceva despre Lamos? Păi tipul de la telefon a spus că Lamos l-a capturat pe el. Se poate ca bătrânul să spună adevărul. O fi posibil să fim spioane? Există o singură cale să aflăm. Trebuie să-l sunăm pe tipul ăla ciudat înapoi. Știați că într-o
clipă, uneltele de bucătărie pot fi folosite ca ustensile de spion? De exemplu, această spatulă poate deveni un dispozitiv de urmărire. Și acum, urmăriți cum această bucată mirositoare de brânză devine un dispozitiv de urmărire. Iar simplul tel devine un dispozitiv de comunicare. De fapt, poate că unele lucruri trebuie folosite doar pentru gătit.